Merge? Sau dimineața? Asta era provocarea cu soluția circuită? Nu. Da. Asta era provocarea. Sunt anumite cuvinte pe care trebuie să folosească? Nu. Nu? Bine. Atunci nu era nicio provocare? Nu. Doar să nu vedem până la cinci. Trebuie să folosiți constrictor. Constrictor, da. Ca un șarpe? Boa. Am văzut un șarpe constrictor pe mărul Dunării. Păi, doamne. Unde era mai bine? Unde? Am ales la întrucare. Ai zis tu așa? Pe marul Amazonului. Adică ne mai apropiem. Începuseră să mă ia spaimele. Că am fost pe marul Dunării, zic, aolă, dacă mă doamna, când am citit acolo DC Communications,
mai crescută la școală nu au dat. Nu se molipsesc sau clasă nu se adaptează. Adică vrei să spui că nu se adaptează? Se mută la o clasă cu niște norme mai proaste? Asta vrei să spui? Sau mai nu sunt prea le convinc. Nu le plac... Da. Nu le place normul mediu. Asta. Da. Adică ori sunt prea bătăuși, ori sunt prea... Da, se întâmplă. ...bătăucioși. Da, se întâmplă. Se întâmplă. Tuturor nu se întâmplă chestia asta în nenumărată situație. De exemplu. Te duci și te muți într-un bloc. Nu tot țipă. La o muzică ta, și tu nu poți să dormi. Se poate întâmpla. La două noaptea. Pune un manele. Da? Se întâmplă din asta. Se întâmplă, da, să mergi la într-un mediu în care lucrurile nu sunt așa cum te-ai aștepta sau cum ți-ai dorit. Ți s-a întâmplat? Da. Da. Ok. Și da. Ce ați făcut în situație? Am zis, mă, pas. Am zis pas. A zis pas însemnând că? Am plecat sau... Se-am făcut, mă rog. A fost doar o reclamă. Adică doar o replică. Asta o reclamă, adică o publicitate ceva. Ah, ok. A fost o întrerupere între filme. Da? Între bucătile din film. Asta vrei să zici. Bun. Mie mi se pare că ați foarte bine. Nu? Da. Dar vă deranjează faptul că ați dat pas? Da. A dat un pas. Toți? Adică nu, asta înseamnă că ai dat pas? Ai ajuns așa tot așa în un mediu mai, nu știu ce, ai dat pas sau cum ai făcut? Doar în mintea mea am dat pas. Nu ne rezolvi toate. Și asta. Stai un pic să aflăm ce a făcut Cosmina. Deci, acum hai să vedem. Dacă te muți, dacă ajungi într-un mediu care nu e ok, și ajungi din nou într-un mediu care nu e ok, ce faci? Păi nu prea e bine. Trebuie să reziști cu mediu și trebuie să știi că peste tot poate să fie așa, în general, și că copiii sunt diferiți. Sunt câteva elemente acum. Deci, motivul pentru care se leagă foarte bine cu mediu, motivul pentru care eu vă tot întrebam despre norma sau elementele pe care reușim să le citim la celălalt, atunci când îl vedem, când dăm mâna, când salutăm, când vorbim, era acela de a identifica faptul că fiecare dintre noi suntem diferiți și că pentru a ajunge să însemnăm să ne putem înțelege, există nevoia de a înțelege pe cel cu care stăm de vorbă. Adică, așa cum noi avem un istoric, ne-am născut într-un loc, avem niște părinți care ne-au învățat niște lucruri, avem niște vecini care au învățat niște lucruri, avem niște bunici care ne-au învățat niște lucruri și așa mai departe. Așa are fiecare. Deci fiecare din noi suntem suma tuturor acestor experiențe pe care le-am avut. Și în momentul în care ne ducem într-o colectivitate, experiența noastră se pune în fața experiențelor tuturor celorlalți și ceilalți față. Acum, avem varianta ca dacă ne dăm seama din prima, de exemplu, la salut și la lucruri de-astea foarte imediate, că nu ne potrivim. Avem varianta să-i spunem cu mama să ne mut. Este că nu poți să faci asta mereu. Nu o să poți face în mereu. Și atunci, ce faci? Să zicem că...
Mm-hmm.